Ne aflăm din nou în punctul de trecere a frontierei Siret. După cum puteți vedea, numărul celor care continuă să sosească în România este destul de mare. Aceiași oameni disperați, oameni care fug din calea războiului. După cum vedeți, în fața mea este o mamă cu un copil aflat într-un cărucior, care a petrecut o noapte în frig pentru a putea se pune la adăpost. Trebuie să vă spun că aici la Siret bate vântul, sunt minus 2 grade, dar în realitate se resimte mai frig. După cum bine se observă, voluntarii, dar și reprezentanții autorităților continuă să ofere sprijin oamenilor, un sprijin care este atât de necesar după orele de așteptare petrecute în Ucraina pentru a putea trece în partea română. Sunt și studenți din alte țări, după cum bine puteți observa, studenți care fug și ei din calea războiului și care vor să ajungă în țările de origine. Se anunță o zi foarte dificilă, mai ales că meteorologii au anunțat că zile începând de astăzi vor începe și ninsorile, ceea ce înseamnă că situația pentru migranți și nu numai pentru ei, pentru refugiați, mai bine zis, va fi una extrem de dificilă. Sunt oameni care au nevoie de tot ajutorul nostru și este meritorie organizarea și implicarea oamenilor din Suceava și nu numai, că trebuie spus că ajutoare și sprijin au venit din mai toate colțurile țării.